Brother. Hai, vino încoace. Gata să mă-mi place. Hai, vino încoace. Când coboară din mașină, mă privește de sus, de pe tocuri fără. Am ales să-mi fac tatuajul ăsta pe Scorpion din Mortal Kombat, pentru că e un personaj care mi-a marcat copilăria, să zic așa. Vino încoace, tata să mă-mi place. Hai, vino încoace, tata să mă-mi place. Vino încoace, tata să mă-mi place. Prima chestie, să zic așa, care m-a uimit, în afară de calitatea tatuajului, a fost viteza cu care se desfășoară lucrul, arta de a tatua. L-am făcut într-o oră jumătate. N-am mai întâlnit până acum, sincer, că zic. Îmi place foarte mult, se desfășoară. O să mai vin, cu siguranță. Dacă mai am de terminat piciorul ăsta, mai am mâna, mai aștept să mi se întâmple chestii, să mai vină idei de-astea. Și nu degeaba îi se spune imperial tatu. Că e chiar imperial tratamentul.